Având în vedere că primăria Zalău a redus contribuția la bugetul echipei Fece Zalău de la 670.000 la 470.000 de lei, campania de transferuri s-a încheiat mai repede decât se aștepta oficialii zeloani. Chiar dacă antrenorii echipei susțin că ar mai avea nevoie de un fundaj valoros, oficialii zeloani spun că bugetul echipei nu mai permite aducerea unui jucător. Astfel, ultimii jucători care au ajuns la gruparea zăloană sunt mijlocașul Daniel Molnar, venit de la Olimpia Zatumare, și atacanții Adrian Marinaș și Andrei Șulea. Primul a ajuns la Zalău tot de la Olimpia Mare, iar al doilea de la Arieșul Turda.